Bună și bine te-am regăsit! Astăzi vom descoperi împreună cum ne putem îmbogăți vocabularul. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. El este Mihai. Vei afla mai multe despre el citind următorul text. Oprește filmarea. Citește-l în ritmul tău. Apoi revino ca să-l citim împreună și să discutăm despre el. Te aștept! Probabil te întrebi ce trebuie să fac să-mi îmbogățesc vocabularul. Te ajut! Un pas foarte important este să citești zilnic. Haide să citim acest text împreună. Mihai este elev în clasa 1. Doamna învățătoare îl laudă că este silitor și onest. El mărturisește că a învățat de la bunica lui să fie generos, de la mama să fie ambițios, iar de la tatăl lui a învățat să fie hazliu. Când trece prin momente mai dificile, are prieteni care îi sunt aproape. Observăm aici câteva cuvinte care ies în evidență. Haideți să le citim. Elev, silitor, onest, generos, ambițios, hazliu, prieteni. Cu ce alte cuvinte ai putea să le înlocuiești? Te rog să le scrii pe caiet pe cele pe care le știi. Te aștept să revii. Acum, haide să descoperim împreună explicația acestor cuvinte. Fii atent, pentru că le vei putea folosi apoi. Silitor. Silitor poate fi înlocuit cu harnic, sârguincios sau muncitor. Onest înseamnă sincer, cinstit. Aflăm din text că Mihai este lăudat de învățătoarea lui ca fiind silitor și onest, adică harnic și sincer. Știm că este generos pentru că a învățat lucrul acesta de la bunica lui, adică el este darnic sau altruist. Ambițios a învățat să fie de la mama lui. Ambițios, adică perseverent. Tatăl l-a învățat să fie hazliu. Putem înlocui acest cuvânt cu cuvântul amuzant. Și știm despre Mihai că este elev în clasa 1, adică este școlar în clasa 1. Ai scris și tu aceste cuvinte explicate anterior? Dacă nu le-ai scris pe toate, te rog să le scrii. Apoi, alcătuiește și tu câte o propoziție cu fiecare cuvânt explicat. Îl vei reține mult mai ușor. Te rog să completezi spațiile goale cu noile cuvinte pe care le-ai descoperit. Scrie textul pe caietul tău. Sunt foarte bucuroasă că ai învățat cuvinte noi. Îți doresc spor la lucru!